Leo de la Strehaia a fost reținut pentru 24 de ore, după mai multe ore de audieri ale polițiștilor din București. Asta, întrucât bărbatul, dar și fiul acestuia, sunt suspecți de înșelăciune cu aparate de aer condiționat. După audieri, Leo de la Strehaia a fost scos cu cătușele. Aerele alea ce urma să se întâmple cu ele, cu aparatele alea? Arele alea se întâmplă cu ele. N-am mai de numai deloc, gata, lăsați, nu mai luați de ele. Urma să se vândă aia. N-am mai gata. Nu a furat nimeni. Lăsați-l că n-a furat nimica. N-a furat nimica copilul meu, n-a furat nimica. N-a furat nimica, lăsați-l. E pe ele medicamente. Pe numele bărbatului de 42 de ani, polițiștii au emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Acesta urmând să fie prezentat magistraților cu propuneri legale. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1. Au transmis reprezentanții Poliției Capitalei. Prejudiciul estimat se ridică la suma de 300.000 de lei. Fiul lui Leo de la Strehaia și încă un bărbat au fost reținuți luni noapte. Povestea este una simplă. Fiul lui Leo de la Strehaia a susținut, conform cercetărilor, că este reprezentantul unei firme și a determinat o societate comercială să livreze 150 de aparate de aer condiționat, producând un prejudiciu de 300.000 de lei.